Bun regăsit, dragii mei, în arenă. În această seară avem o ediție specială și un invitat special, dacă îmi permiteți. Alături de noi se află fostul ministru al dezvoltării regionale și turismului, doamna Elena Udrea, care se află în aceste zile pe litoral, împreună cu prietenii, din ce am înțeles. O să ne dezvăluie probabil mai multe în această seară. Dați-mi voie pentru început să-i mulțumesc că a acceptat invitația noastră și să o salutăm călduros. Bună seara! Bună seara! Eu vă mulțumesc pentru invitație și apreciez să știți în mod deosebit că știți exact ce denumire a avut ministerul pe care l-am condus. Toată lumea confunda, spunea toate felurile, dar nimeni nu omitea turismul, ceea ce este important. Oricum, e mare lucru că acum că nu se mai numește așa, dumneavoastră totuși știți exact unde am fost eu ministru. Da, ați fost un ministru apreciat, dincolo de răutățile care s-au spus la acel moment. Discutam în emisiunile noastre aici la Litoral TV cu oameni din turism care vă regretă. Chiar și domnul Agaton, mi-aduc aminte că spunea la una dintre edițiile emisiunilor noastre că v-ați făcut treaba ca ministru al turismului. Ce a mai rămas acum din strategia cu care dumneavoastră ați venit la Ministerul Turismului? Vă aflați pe litoral, bănuiesc că v-ați făcut măcar timp așa să trageți cu ochiul la ce s-a mai întâmplat în ultimii 2 ani de zile de la sud la nord sau de la nord la sud, cum vreți să-i spuneți, pe litoralul românesc. Cred că toți românii care vin pe litoral au anumite frustrări văzând ce noroc are țara asta care litoral și ce ghinion că cei care sunt puși să administreze litoral românesc, că sunt de la nivel local, că sunt de la centru, nu sunt în stare sau nu au fost în ultimii 20 ceva de ani să o facă profesionist, să o facă în așa fel încât astăzi să putem să fim și noi în competiție măcar cu turcii, măcar cu grecii, nu spun cu Franța, nu spun cu Spania. Cu atât mai mult eu, că a fost ministru, deci un om care a avut totuși niște pârghii în mână, venind pe litoral și văzând câte probleme au rămas nerezolvate, simt o frustrare extraordinară și mă gândesc ce aș face dacă m-aș întoarce ministru. Probabil ca și mult mai fermă. Eu am spus mereu că, din păcate, oamenii strică totul în țara aceasta, pentru că niște oameni care nu respectă reguli sau care fac reguli, dar apoi doar ca să demonstreze eventual Europei că suntem capabili să scriem legi, dar apoi le încalcă la prima ocazie, sunt oameni care distrug, nu construiesc. Mă uit pe litoral și văd aici unde suntem noi, nu în Nevodari, la Complexul Fenicia, efortul unui om, unui privat, de a construi pe banii lui, fără sprijin de la stat, de a construi un loc unic pe litoralul românesc, de mare succes, în 2000 de oameni aici care simt extraordinar și o încercare de a schimba ceva pe litoralul românesc care vine din partea unui privat, până la urmă este firesc, turismul se facă de către privați, dar care n-a primit mare sprijin de la stat. Dar măcar statul să ia câinii de pe plajă, statul să reușească să protejeze zona costieră de eroziune, statul să oprească construcțiile legale de pe litoral. Noi ne-am chinuit mult de tot și, din păcate, ultimul mare proiect pe care l-aveam pentru litoral, și anume delimitarea zonei costiere și aprobarea unui plan de urbanism general pentru tot litoralul, astfel încât niciun primar să nu mai poate interveni și să dea autorizații de construire peste ceea ce se decide că trebuie să fie litoralul românesc, a fost un proiect care s-a oprit pentru că noi am plecat de la guvernare, a durat mult să-l realizăm, aproape 2 ani, pentru că au fost tot felul de interese. Gândiți-vă câtă lume. Dar primarii din zona litorală nu și-au dorit niciun moment acest proiect. Nu. Și dădeam un exemplu. Ce ar fi dacă aici, în față, între hotelul acesta unde un om a investit milioane și mare, s-ar mai construi, primarul ar mai da autorizație să mai facă un hotel cu 10 etaje. Așa s-a întâmplat în Mamaia. Deci primarii de foarte multe ori sunt oameni care fie din lipsă de experiență, din necunoaștere, deși acum după 20 de ani nu mai poți să spui că pe litoral sunt primari care n-au ieșit niciodată din România să vadă cum arată un litoral în altă parte. Și fie sunt primari la al treilea, la al patrulea mandat, nu mai putem vorbi de lipsă de experiență. Nu, dar vorbim în schimb de interese meschine, personale. De multe ori vorbim de șpăci care se încasează pentru autorizații de construire pe plajă. Nu, cu cât ești mai aproape de apă, cu atât valoarea construcției tale crește. Da, asta înseamnă totuși că ești de acord pentru un interes personal sau de grup, al grupului tău de prieteni, să distrugi litoralul românesc. Și s-a întâmplat în foarte multe locuri și spun eu astăzi că litoralul românesc nu cred că va mai putea vreodată, sau nu pe termen mediu,
să devină competitiv și să concureze cu Grecia, cu Turcia, pentru că ce s-a distrus? S-a distrus pe termen lung. Construcțiile care s-au ridicat nu le mai dărâmă nimeni. Unele sunt temporare, pot fi vorbesc de blocuri la de câte 8 etaje care s-au construit și care au obstrucționat. A avut o logică. Litoralul a fost construit în anul Ceaușescu cu o logică. A existat o faleză, dincolo de faleză spre mare era zona liberă, zona de plajă, zona pe care toată lumea, de care toată lumea se bucura, iar în partea cealaltă construcții, spații verzi, parcări. Acum parcări nu mai există, s-au autorizat construcții de către primari încă o dată, deci nu de către minister. S-au autorizat construcții pe spațiile verzi, s-au desfințat parcările, s-au construit inclusiv pe plajă, iar spre exemplu, cearta mea cu domnul Mazăr a fost mai pentru că eu am încercat să opresc construcțiile abuzive de pe plajă. Iar da, ți-am chiar o campanie, sigur, de demolare a celor construcții. Și am demolat mare parte din ele și dacă v-am zis, am demolat la un moment dat un hotel care histria. Care se reconstruiește, bine mersi. Bun, ca să vedeți. Deci nu, cu astfel de autorități nu ai, mă refer în primul rând la primarii care permit așa ceva, nu ai cum să rezolvi problema litoralului românesc, care nu este o problemă, nu e în atribuțiile centrale ale ministerului. Este în atribuțiile autorităților locale. Este firesc să fie așa, dar din păcate acestea nu sunt suficient de responsabile. Bun, acum probabil că o să avem în continuare construcții ridicate oriunde. Vom avea cât mai puține spații verzi, cât mai puțin agrement. Omul vine în stațiune și ce face? Doar stă la soare și mănâncă? Uitați cât de frumos este aici. Aici bun, asta vreau să vă întreb. Mama aia sufocată de construcții va determina să veniți pentru câteva absolut, zile aici în nordul stațiunii spre Năvodari? Da, am avut o relație foarte bună cu cei care au construit aici, cu patronul de aici conduce Federația Patronatelor și este un om foarte implicat în turism și am fost invitată la inaugurare, n-am putut să vin pentru că nu eram în țară. Am promis că vin să văd această investiție, am venit și nu regret. Oameni care își pun efortul lor, banilor, până la urmă liniștea lor, își consumă aici parte din viață în turismul românesc, merită să fie susținuți și promovați, pentru că fac mult mai mult decât statul. De multe ori am spus că statul ar face bine să nu încurce privații. Din păcate, statul de foarte multe ori încurcă privații care s-ar descurca mult mai bine fără stat. Pe de altă parte, există o complicitate în alte situații între autorități și privați, așa cum spuneam mai devreme, o complicitate care a dus la distrugerea turismului, nu numai stațiunile pe litoral. Vă vorbesc de stațiunile de turism balnear, nu? Celebrul caz Băile Herculane, unde s-a privatizat pe nimic, unde cel care a cumpărat, Iosif Armaș, a pus gaj toate hotelurile vechi de mai bine de 100 și ceva de ani din Herculane, le-a pus gaj, ipoteca, a luat bani pe credite pe ele, le-a lăsat în paragin și a distrus o stațiune cu o tradiție de peste 100 și ceva de ani. Deci s-a întâmplat peste tot în turism și e adevărat, de multe ori aud oameni care, în ceea ce privește turismul, dar nu numai, regretă perioada în care turismul se făcea centralizat de către Ceaușescu și unde nimeni nu îndrăznea să încalce regulile și așa s-au construit stațiuni mari, litoralul, la munte și așa mai departe. Noi am încercat, când am fost în minister, pe de-o parte să reabilităm stațiunile existente, pe de-altă parte să investim foarte mult și dau încă o dată exemplu aici pe litoral ce am putut să facem în colaborarea asta sporadică și relația conflictuală care am avut-o cu primăria din Constanța cu domnul Mazăre, spre exemplu, am reușit până la urmă să-l forțăm pe domnul primar, să insistăm să construiască acea pasarelă. Înțeleg că acum are niște probleme. A construit-o primăria, dar pe bani și pe proiectul ministerului. Am încercat, de asemenea, să aducem bani europeni pe litoral. Am încercat să construim mini-porturi turistice și am reușit să construim, spre exemplu, în delta Dunării, un foarte frumos a Sfântul Gheorghe. Am început să construim în Costinești. Am avut un proiect foarte frumos la Eforie Sud cu primăria de acolo, pe fonduri europene. Deci am încercat să aducem bani pentru litoral, am încercat să construim la munte, pentru că România are Carpații, brandul turistic, celebra frunză. Toată lumea spune o frunză, nu o frunză, un brand, un concept. Cu ce se vinde România ca destinație turistică? Nu se poate vinde dacă cu litoral. Dacă îmi permiteți, cu gaura
covrigului, pentru că pe litoral, lângă un hotel de 4 stele, avem o simigerie sau o alimentară, ceea ce nu cred că ați văzut în vacanțele pe care cu siguranță le-ați petrecut. Și nu este normal să fie așa și a fost o condiție ca în legea turismului să interzicem existența alimentarelor lângă hoteluri, pentru că totuși un hotel nu se face doar ca să ofere cazare. Nimeni nu investește milioane ca să nu și-l prezent niciodată. Un hotel trebuie să ofere și mâncarea, alimentația. Ori dacă tu pui o alimentară lângă hotel, sigur că oamenii sunt tentați să mănânce din alimentarea. Nu trebuie să-i sprijin pe cei care investesc în turism, mai ales că sunt doar ei mai sunt, statul nu mai investește nimic. Ne-am încercat, așa cum spuneam, să facem investiții la munte și am făcut celebrele pârtii. Toată lumea care merge la munte vede cât s-a schimbat Poiana Brașov. Avem o pârtie de 36 de kilometri la Postăvar, una dintre cele mai frumoase. Da, și acolo e o investiție privată. Nu, este investiția Ministerului la Postăvarul. Sau în parteneriat? Cu Primăria Brașov. Cu Primăria Brașov, da. Dar noi am dat 99% din fonduri, dar era obligație de la, prin lege, să pună și primăria ceva. Avem o pârtie minunată în județul Vâlcea. Este una dintre cele mai frumoase din Europa, arată mai frumos ca în Elveția. Este pârtia de la Vidraru, unde acolo primăria ar trebui acum să împartă pământul, să-l parceleze, să facă un plan de urbanism, să-l dea în concesiune, pentru că oamenii nu au bani să cumpere terenul, dar îl dau în concesiune pe 99 de ani și ajută pe oameni să construiască acolo pensiuni, hoteluri, restaurante, agrement, orice altceva, nu știu, patinoar, spa, orice, pentru că pârtia este extraordinară. Este deasupra lacului Vidraru și peisajul este extraordinar. Din păcate nu sunt locuri de cazare, aici nu mai poate construi statul, aici trebuie să construiască privatul, însă și el trebuie sprijinit, pentru că în criză oamenii nu mai au bani să investească și foarte greu investesc în turism. Avem combinatul de la Olkim. Guvernul actual a reușit să trimită oamenii în șomaj. Ne așteptăm acolo 3.000 de oameni în șomaj. Oamenii ar putea fi așa parte din ei. Nu pot să le spui tuturor și acum faceți activități în turism. Dar parte din ei s-ar putea reprofila și ar putea lucra în turism dacă ar fi sprijinit de stat și dacă autoritățile locale și guvernul ar avea o viziune. Lipsește viziunea, turismul a ajuns o cenușăreasă în perioada acestui guvern. Nu există bani la investiții. Am auzit o zile trecute pe doamna ministru actual spunând cu reproș la adresa mandatului meu de ministru, trebuie să închidem șantierele care nu au avut asigurată finanțarea de către guvernul Boc. Păi guvernul Boc nu mai e de aproape de un an și jumătate. Finanțarea trebuie să o asigurați voi, guvernul actual. Cum să asigurăm noi că noi nu mai suntem de un an și jumătate? Cât am fost noi, am asigurat finanțarea pe șantierele unde se construiesc centre balneare, se construiesc pârtii. Cum să faci turism când tu nu faci infrastructura mare? Nu mai zic autostrăzi, drumuri, că asta nu era competența noastră. Dacă ar fi fost la noi, vă asigur că făceam și autostrăzi. Dar măcar finanțează infrastructura de turism. Deci un guvern care nu mai pune preț pe turism, nu mai merge cu România la târguri. Am auzit, iarăși, din partea actualei conducere a Ministerului, la ce bun să meargă România la târgul de la Berlin. E cel mai mare târg de turism din lume. O supărare a ANAT-ului și, apropo, de ANAT și de litoral. De turism, da. Da, da, da. Probabil că ați aflat că aici, pe litoral, investitorii din turism plătesc o taxă pentru promovarea stațiunilor. Se întâmplă în Mamaia, înțeleg că se va întâmpla probabil și la Mangalia, de fapt, în sudul litoralului, probabil și la Eforie. Este, dacă vreți, o reușită a Asociației Litoral Delta Dunării, doamna Corina Martin, da. Este inimoasă, care s-a luptat pentru această taxă și care a avut și dânsa suficiente critici la adresa dumneavoastră. A fost un partener corect și am lucrat bine cu doamna Martin. A reușit să instituie această taxă. Credeți că această taxă de promovare va reuși să salveze turismul litoral? Pentru că majoritatea banilor merg în acest carnaval, probabil l-ați văzut la televizor, pe care îl organizează municipalitatea din Constanța. Ar trebui privații, din păcate, privații nu au o relație corectă cu autoritățile, nici cu primăria, nici cu ministerul. Adică ei se simt complexați în fața autorităților. Eu am avut o discuție cu câțiva investitori din zonă și le-am spus că acest comportament al lor le face rău. Ar trebui să se impună în fața primăriei. Dacă noi dăm banii, noi spunem cum se promovează. Pentru că aici sunt banii noștri, a investitorilor, nu?
eu trebuie, dacă eu plătesc promovarea, eu îți spun ce promovare am să faci. Am înțeles că a fost până la urmă o decizie comună, primărie, asociație patronală Mamaia, bun, privința s-au, programului dacă de promovare. S-au dar e suficient este să facem un carnaval ca să aducem turiști pe litoral? Nu este rău că se face, nu este rău că se face, însă nu este suficient. Am văzut avem că în continuare făcut, un turist de weekend. Nu s-a mai făcut festivalul de la Mamaia. Urma era un brand. Că nu stăm, eu sper, nu se știu pare ce s-a mai că întâmplat. Nu se va mai face din lipsa banilor anul acesta. Da, dar știți cât de greu ne era nouă să asigurăm finanțarea? Pentru că trebuia să găsim portițele legale, să intervenim noi de la turism, să finanțăm un eveniment cultural. Dar noi de la turism am găsit soluții. Când vrei să găsești soluții, le găsești. Și să finanțăm activități sportive. Nu? Așa a venit Lucian Bute în România, cu finanțare pe promovare turistică, da? Cu brandul turistic, bani europeni, să finanțăm festivalul de la Mamaia și am găsit soluții să dăm bani la festivalul de la Mamaia. Să caute și actuala conducerea ministerului. Nu se poate să spui, este cel mai simplu de să ocupe o funcție. Care ar fi soluția, doamna ministru, să discute pentru cu președintele Consiliului Județean. Festivalul de la Mamaia. Acolo trebuie să dea bani și primăria din Constanța, trebuie să dea bani și Consiliul Județean. Dar poate da bani și ministerul, făcând promovare litoralului românesc. Aduceți vă aminte că în 2009 noi l-am adus pe Goran Bregovic și a cătat pe plaja de la Mamaia de Paște. Și a fost extraordinar și au fost 10.000 de oameni care au venit la un concert pe plajă. Oamenii n-ar veni niciodată de Paște pe plajă la Mamaia dacă noi, ministerul, n-ar fi organizat acel concert. Ne-am implicat, sigur, unii ne-au criticat, că de ce am făcut noi asta? Că nu contează dacă te opresc criticile. Dacă te opresc piedicile mărunte pe care le întâlnești la tot pasul, nu ocupa, lasă funcția liberă, lasă pe altul care poate să facă lucruri. Doamna Dra, nu știu dacă evenimentele lipsesc neapărat litoralului, ci mai degrabă infrastructura necesară, calitatea serviciilor. Aici ar fi problema pe care o resimt cei care vin și cheltuiesc bani, nu neapărat evenimente. Evenimente sunt, slavă Domnului, avem atâtea cluburi și atâtea concerte, spectacole. Da, dar nu vine la cluburi. Cluburile au făcut posibil turismul de weekend. Există o elită, să zicem așa, o elită în sensul financiar, adică există oameni cu bani care vin de vineri până duminică strict să stea în cluburi și sau de sâmbătă până duminică și apoi pleacă. Mamaia nu este construită pentru un astfel de turism. Ce faci în restul săptămânii? Mamaia este construită pentru turism de familie. Bun, acum domnul primar vrea să schimbe profilul stațiunii, nu mai ai cum, pentru că ea s-a gândit așa de către Ceaușescu. Du-te cu o zonă de cluburi, este foarte bine, dar ce faci cu restul stațiunii? Într-adevăr, nu este numai despre evenimente, infrastructura, agrementul în general, să poți să mergi la pescuit, să poți să faci cufundări, sunt atâtea lucruri care se pot face și pe care le vedem afară. Și întrebarea e, dar noi de ce nu putem face? Probabil că mulți zic, bine, dar vorbește un fost ministru al turismului. Exact. În primul rând că ce nu s-a făcut 20 de ani este foarte greu să faci în câțiva și chiar și așa. Am încercat să fac foarte multe lucruri. Mă uit în urmă, nu-mi vine mie să cred. Am semnat peste 6.000 de proiecte ca ministru, nu numai în turism. Drumuri județene, apă, canalizare, săl de sport, reabilitare școli, spitale. Peste 6.000 de proiecte. Nu e localitate în țară unde să mă duc să nu există măcar un proiect finanțat în vremea mea, în vremea în care am fost eu ministru. Cu toate astea, încă au rămas atâtea. Nu se poate fără voință politică. Dacă de fiecare dată când se schimbă puterea, vin unii și spun, ce s-a făcut înainte este prost, facem noi de la capăt. Și există această vanitate. Această voință politică ar trebui să existe. Echipa de la Constanța face parte din partidul aflat la guvernare, doamna ministru. Și adică toți sunt din aceeași echipă, adică exact. Și Consiliul Județean, și primăria, și ministru, toți în aceeași, ar trebui să funcționeze foarte bine. Da, din păcate, ideea asta că tot ce s-a făcut înainte nu e bun, că dacă a făcut Udrea trebuie să schimbăm, că să facem noi mai bine, nu e timp să o iei de la capăt de fiecare dată. Eu nu spun că dacă ceva s-a început prost, trebuie continuat, dar dacă ceva s-a început bine. Eu am preluat, spre exemplu, brandul turistic, era un proiect pe fonduri europene început de fostul secretar de stat, pentru că înaintea mea turismul nu era minister, era ca și acum un secretariat, fostul secretar de stat care era membru PNL. Dar o doamnă admirabilă care începuse proiectul acesta, l-am preluat, l-am continuat, mai mult am rugat-o să mă ajute în a duce la bun sfârșit. A fost împreună cu noi doamna aceasta, Lucia Morariu, care are, e un nume în turismul românesc, a fost împreună cu noi la Shanghai când s-a lansat brand-ul, am avut o relație foarte bună de colaborare și nu ne-am împiedicat apartenența politică și niciodată
nu am oprit un proiect doar pentru că era început pe vremea doamnei Morariu sau altcuiva dinaintea mea. Dacă de fiecare dată orgoliile politice, bătălia politică ne opresc să facem lucrurile corect, n-are și țara asta nicio șansă. Eu mereu spun că, din păcate, România suferă din cauza clasei politice. Eu aș spune că suferă din cauza multor categorii. Nu s-a întâmplat niciodată să nu opriți chiar niciun proiect niciodată. Dacă era vorba de o localitate condusă, să spunem, niciodată. De un primar care nu făcea plin. Parte din acum, partidul sigur. Dumneavoastră sau nu era creat să spunem? Niciodată. Deci eu spun așa, poate cuvântul e exagerat, dar plâng primarii PSD și PNL după relația care o aveau cu mine. Spre exemplu, primarul de la Nevodari. Un om care am colaborat foarte bine. Chiar la un moment dat mi-a adus aminte, am vorbit fiind aici cu dânsul, și mi-a adus aminte că la o întâlnire cu primarii m-a invitat să vin aici și a spus: doamna ministru, veniți la Nevodar chiar dacă nu sunt primar PDL, dar eu aveam o colaborare deja cu dânsul. Și am spus: domnul primar, aproape nu-i nevoie să vin pentru că noi atât de mult discutăm pe telefon și pe SMS și atâtea SMS-uri îmi dați, încât nu e nevoie să vin până acolo spunând în glumă. Deci uitați, primarul din Nevodari, toate proiectele pe care le-a început în vremea mandatului meu de ministru, că sunt pe fonduri europene, că erau pe bani de la buget, nu mi-am pus problema că era un primar de la alt partid. Cum să nu sprijin o localitate care este pe litoral, deci era și legată de turism și care avea nevoie de sprijin și avea și proiecte pe care să le pui în practică. Unde sunt oameni competenți, unde sunt oameni care, știți cum este până la urmă, e competența necesară, dar poți să ai în jurul tău consilieri foarte buni. Mai important decât competența pentru un conducător de instituție este buna credință. Să vrei să faci lucruri, că nu poți să le știi pe toate, dar ții un consilier bun și l-asculți pe ăla și pui în practică și schimbi ceva și lași ceva în urma ta. Deci relația mea cu primarii, acolo unde primarii au avut proiecte, unde primarii au fost de bună credință, au vrut să facă lucruri, a fost una extraordinară, indiferent ce partid au făcut parte. Și acum îmi spun colegii din Parlament, de la PSD și PNL, te invită primarul meu din colegiul meu la nu știu ce inaugurare. Și dar nu e primar de la PSD, ba da, dar n-a uitat că datorită ție s-a făcut proiectul și indiferent ce critici ar putea să atragă din partea conducerii USL, te invită la inaugurare, ceea ce este tot ce își poate dori un fost ministru. Până înainte de pauza publicitară, vreau să vorbim cu două minuțele despre Nevodar, pentru că Nevodarul, în timpul mandatului dumneavoastră, a început demersurile pentru a obține calificativul de stațiune. Da. Între timp, mirajul, da, povestea s-a terminat. Nu știu dacă ați ajuns să vedeți astăzi cum arată plaja din Nevodari. Nu, am spus că merg mâine să văd și tabăra. Beach barurile care sunt pline, să știți, de bucureșteni la Nevodari. Ei au migrat către nord, clar nu mai merg de mult în Mamaia, poate și din cauza aglomerației. Poate ar trebui separat, nu știu acum cum este împărțit, dar dacă există o zonă rezidențială, deci dacă există zona de Nevodari unde, care e dominantă și unde locuiesc cei care sunt permanent, din Nevodari, poate ar trebui separată și făcută așa cum am făcut în foarte multe alte localități, declarată o zonă din Nevodari, declarată turistică. Poate acum merge să se declare tot orașul Nevodari să declare stațiune turistică. Trebuie accelerat puțin procesul acesta, pentru că sunt niște facilități pe care stațiunile turistice le primesc. Din 2014 vin bani europeni din nou în România și iarăși aici este o problemă și vă spun pe scurt, repede. Nu se știe pentru ce vin bani nici până acum. Acest guvern nu a fost în stare să scrie proiectul, domnule, pentru ce cerem noi bani de la Bruxelles. Că i-am întrebat, aveți 40 de miliarde, a reușit Traian Băsescu să negocieze 40 de miliarde. Deci am avut 33, acum avem 40. Atât de puțin, v-aș întreba și eu. Și a reușit domnul Ponta, a zis, atât de puțin, dar noi n-am fost în stare să luăm decât 15% din 33 de miliarde pe care aveam între 2007-2013. Dar în loc să-i luăm pe ăștia, ne întrebăm atât de puțin. Ei, și Bruxelles a întrebat, dar pentru ce vreți bani? Și spuneți-ne, vrem pentru autostrăzi, pentru drumuri, pentru turism. N-au fost în stare să spună pentru ce vor bani. Eu le-aș cere imperativ să ceară bani la Bruxelles pentru turism, să continue să investească. Spre exemplu, pot spune, noi vrem, statul român vrea să construiască din fonduri europene în România 5 spauri mari pe litoral. Vrea să construiască 5 terenuri de golf. Uitați-vă Bulgaria cât s-a dezvoltat din terenurile de golf. Vrea să construiască 5 pârtii mari, lucruri pe care privații nu le pot face. În rest, ajută și privatul cu fonduri europene să-și facă un hotel, să modernizeze, să facă un spa. Dar proiectele mari pe care privatul azi nu le poate face,
fă-le tu ca stat, ia tu banii europeni și dă primăriilor să poată să construiască asta. Pentru asta, statul de stațiune turistică îți este foarte folositor, pentru că ai un punctaj mai mare dacă ceri bani europeni pentru turism și ești stațiune turistică. De-aia cred că ar trebui să lucrurile să fie puțin împinse înainte, să primească nevodarea acest statut. Bun, luăm publicitate și revenim împreună cu Elena Udrea. Bun, ne-am întors în arenă, continuăm discuția împreună cu Elena Udrea. Spuneam, fost ministru al dezvoltării regionale și turismului, a vorbit domnia sa în prima parte despre cum arată litoralul românesc în acest moment. Nu prea bine prin ochii dumneavoastră, doamna Udrea. Totuși, ce spun investitorii? Nu știu dacă ați avut timp să discutați cu dânsii. Sunt mulțumiți de câștiguri, de cum se derulează afacerile. Am trecut prin câțiva ani deja de criză, câțiva dintre mari investitori au continuat să aducă bani în turism, au venit și turiști, nu putem să fim chiar atât de răutăcioși. Sunt oameni care vin pe litoral, sunt și turiști străini chiar, care în schimb migrează spre sud. Acum nu știu dacă i-ați întâlnit, dacă mergeți, de exemplu, în Vama Veche, să știți că sunt foarte mulți nemți și francezi în Vama Veche, e adevărat, din rândul tinerilor, da. Și care probabil vin pe cont propriu. Da. Turiști vin, eu asta aș spune, să nu neglijăm o piață ca România de turism. Litoralul românesc nu este, nu mai poți să-l vinzi acum celor care vor un turism de calitate. Și așa cum spuneam, ce s-a distrus, s-a distrus. Nu, a fost primul an când Mamaia n-a mai fost stațiune de top în toate clasamentele. Nu știu dacă ați urmărit, s-a spus la știri, pe posturile naționale, nu l-am făcut noi clasamentul, este un clasament făcut de agențiile de turism din România. Probabil că așa se va întâmpla. Lucrurile se vor schimba mult cu Mamaia și teoria asta a domnului primar că Mamaia trebuie să se transforme într-un cartier al Constanței va duce Mamaia în jos de acum încolo. Dar litoralul românesc este extraordinar pentru un public, pentru o categorie largă, un segment larg de turiști, cei români. Avem o piață de 20 de milioane de români care s-au obișnuit să vină pe litoralul românesc, chiar dacă mai merg în Grecia, mai merg în Turcia, mai merg în Bulgaria, mai merg în Croația, mai merg în Franța, în Spania. Vin și pe litoralul românesc. Ați încercat la un moment dat să introduceți acele etichete de vacanță. Da, dar în plină criză. Eu am încercat să și aprobat legea, niciodată nu a intrat în practică, pentru că ea se adresa în primul rând bugetarilor, ori pe urmă s-au tăiat toate avantajele pe care bugetarii le aveau. Nici guvernul actual nu a introdus-o, dar înțeleg restricțiile, a fost complicat. Eu aș fi spus că tocmai stimularea turismului ar fi adus câștiguri prin consumul pe care l-ar fi generat. Dar teoria celor de la finanță a fost alta și atunci aceste etichete care au fost aprobate se tot amână de la an la an introducerea lor pe piață. Deci, litoralul românesc se poate adresa unui segment de 20 de milioane de turiști. Nu e puțin, este foarte mult. Sunt locuri, așa cum spuneam, care sunt admirabile și care atrag turiștii, români sau străini. Dar în ansamblul lui, litoralul este profund afectat de modul în care a fost administrat după Revoluție. Ar trebui să se intervină cu profesioniști. Mi-a spus că ar trebui demolat tot și construit de la zero, puțin mai devreme. Da. Cred că 70% trebuie demolat litoralul. Dar ce să mai faci acum? Nu mai poți pentru că oamenii sunt proprietari? Se prezumă că au construit cu bună credință, chiar dacă mulți dintre ei știau exact că nu trebuie să construiască pe plajă, spre exemplu. Ne-am încercat, am dat o lege privind demolările, am și demolat de pe litoral, au fost demolări cu scandal, dar nu ne-a păsat, indiferent ale cui erau proprietățile, am demolat, însă mai era mult, mult de demolat. S-au oprit și demolările. Este bine ca cei care vor să investească, să vină să investească, pentru că totuși câștiguri sunt. Dacă nu ar fi câștiguri, atunci nu am vedea tot că rămân hotelierii, rămân pe litoral în continuare. Nu sunt așa mari cum ar putea să fie. Ei sunt nemulțumiți, mă întrebați ce spun. Sunt nemulțumiți pentru că nu-i ascultă nimeni. Nu se poate să crezi tu, un funcționar la stat, care ai o legătură cu turismul maxim, că faci și tu turism o dată de două ori pe an, că te pricep mai bine la regulile din turism decât cei care investesc banii lor și au activitate în turism. Este nevoie să dea legea turismului. S-a oprit proiectul. Legea turismului era în Parlament. Actuala putere a oprit legea turismului. Este nevoie să introducă măsuri fiscale
în continuare în codul fiscal prin care se sprijină turismul. Noi am făcut. N-ați văzut cum se sprijină turismul pe litoral? Bănesc că venind către această locație, ați văzut de pe dreapta sau pe stânga bulevardului oameni care flutură cheile, eu da? Sper că primarii au pus ordine. Noi în 2012, în ianuarie, am dat o modificare în codul fiscal. Nici nu știu dacă primarii știu lucrul ăsta. Sunt unor atât, unii dintre ei sunt atât de lipsiți de interes. Am dat o lege, am modificat de fapt codul fiscal și am spus că cei care fac turism cu camera se înscriu obligatoriu la primărie, nu la financiar, și plătesc o taxă fixă pe an în funcție de numărul de camere pe care le au la închiriere. Măcar acea taxă de promovare de 1 milion de lei. Iar primăria le oferă un centru de unde se poate închiria. Să nu stai cu cheia pe mijlocul străzii. Te duci acolo și spui, am 3 camere. Plătesc, nu știu, cât era, 6 milioane, cred că de 600 de roni. 6 milioane, da. Da, 6 milioane de lei vechi pe an. Cred că la 3 camere. Am 3 camere, las cheia aici și se ocupă un dispecer să-ți aducă turiști. Îți verifică totuși condițiile, să nu trimiți turistul în condiții inacceptabile și faci civilizat tipul ăsta de turism. Există această prevedere și primăria poate încasa acești bani. Nu știu dacă primarii știu. Noi de asemenea am încercat să sprijinim hotelierii în sensul în care ei nu mai plătesc dacă, și să extindem sezonul reducându-le taxele. Deci dacă ții hotelul deschis mai mult de 6 luni, plătești doar impozit doar pe jumătate de an. Deci dacă ții 12 luni hotelul deschis, tu plătești impozit doar jumătate de an. Dacă schimb, ții 5 luni, plătești impozit întreg, 12 luni. Și am schimbat regula înainte, că era aberantă și stimula hotelierii să închidă hotelurile cât mai repede, pentru că spunea, cât îl folosești, atât plătești. Păi sigur că îl foloseau 3 luni. Bun, și închideau. Bun, eu mă aduc aminte, dumneavoastră ați dat și un ordin să se deschidă toate unitățile, sigur, de cazare, sigur, la 1 mai. Nu se întâmplă nici acum acest lucru. Și le-am dat amenzi, ne-au contestat în instanță. Este foarte greu când tu ai o investiție ca aceasta. Să-ți vină ție turiștii pe 15 septembrie, dacă în jur toată lumea a închis. Păi nimeni nu vine într-o stațiune pustie să stea doar aici. Restaurantele sunt închise, pun placajele alea pe geamuri, închid batcuie și gata. Eu vreau să întreb dacă există acest ordin. De ce nu se respectă? De ce nu se respectă niciodată? Pentru că așa de puțin se respectă regulile în țara asta și pentru că cei care sunt puși să sancționeze nu o fac așa cum trebuie. Controlul, niciodată n-am avut încredere în controlele care se fac. Sunt oameni de bună credință care lucrează la control și o fac profesionist. Dar cei mai mulți și cum vin la mica ciupeală. Ne înțelegem. Mă fac că nu văd că nu e în regulă și totul merge românește. I-am amendat pe foarte mulți că n-au deschis hotelurile, n-au contestat în instanță. S-au judecat cu noi pe la Curtea Constituțională că nu-i constituțional să-i obligăm pe ei să deschidă. Ba, este foarte constituțional. Eu îți spun în România cum se face turismul. Nu-ți convine? Renunță la business. Dar nu se poate tu să-mi deschizi 2 luni pe an. Cât îți convine ție, cât îți maximizezi tu profitul. Vei cu angajați la negru. Când aduci oameni care lucrează doar 2 luni, evident că oamenii aceia nu sunt bine pregătiți. Vă mă refer aici la ospătar, la cei care lucrează în hotel, în interior. După 2 luni e închid pentru că își maximizează profitul. Dacă ar mai sta când scade gradul de ocupare, nu știu, la 30% să zicem, atunci ar începe să le scadă profitul și la 1 septembrie închid hotelurile. Asta trebuie forțați să ține deschis și luna se ține deschis și luna septembrie, în așa fel încât o stațiune întreagă să stea deschisă, poți să stimulezi creșterea sezonului estival și în România. Bun, vreau să trecem puțin și la partea politică. Știu, da, că sunteți în vacanță, toate, da, dar ne apropiem. Nu, politici nu prea sunt în vacanță. Nu, ba, dar toți oamenii politici sunt în vacanță. Da. Domnul sunt Ponta e în vacanță. Cel puțin, da, parlamentarii. Da. Parlamentarii noștri de Constanța, slavă Domnului, sunt toți în vacanță, să știți. Sper că doamna aici pe litoralul românesc. N-aș putea băga mâna în foc că sunt aici. Vreau să vă întreb în primul rând cum v-ați acomodat cu statutul de parlamentar de provincie. Există vreo schimbare? De parlamentar de București. Nu. Există o schimbare doar prin faptul că sunt parlamentar de opoziție și că mi este cu acest guvern mai greu să realizez lucruri decât puteam să fac atunci când eram parlamentar al puterii, dar eram și ministru. Pe vremea aceea puteam să fac foarte multe lucruri pentru oameni dintr-un colegiu, din altul, pentru cei de unde am fost, din drumul Taberei, și am făcut foarte multe pentru cei din Roman, din județul Neamț, unde sunt acum parlamentar.
Acum, din păcate, îmi este greu să sprijin primarul din Roman, primarul din comuna Ion Creangă, care este tot în colegiul meu, să termine lucrările începute cu mine când eram eu ministru. Bun, și-a luat Elena Udrea Dio definitiv de la Mișcarea Populară. Vă întreb acest lucru pentru că s-a tot speculat în aceste zile că ar urma o plecare a dumneavoastră din Partidul Democrat Liberal, alături, evident, de echipa care v-a susținut la ultimul congres. Eu nu vreau să plec din PDL. Eu aș vrea să fac parte dintr-un proiect puternic de dreapta, de centru dreapta. Sigur că în România nu contează doctrinele, nu contează în Europa, în țări cu democrații mult mai vechi, da, unde oamenii știu exact în politică, au partidele, au tradiție, dar în România. Dar cu toate acestea avem o putere care conduce cu măsuri de stânga populiste, dăm cât avem bani, după aceea Dumnezeu cu mila, nu ne interesează ce întâmplă cu economia și cu țara, și avem opoziția la această putere. Ei, aș vrea ca această opoziție la puterea USL să fie un proiect puternic, unul singur. Astăzi avem PDL, Mișcarea Populară, Forța Civică, PNCCD, care opoziție. Singurul care mai face opoziție este Traian Băsescu. Deci avem atâtea proiecte pe partea de centru-dreapta. În acest moment, PNL, care se pretinde a fi de dreapta, guvernează cu PSD-ul. Oamenii nu mai știu să înțeleagă. Eu aș vrea să fac parte dintr-un singur proiect puternic și sper ca pe viitor, pe termen mediu, să se treacă peste orgolii, să se treacă peste ambiții personale. Nu se poate să blochezi cu lucruri mici, cu atitudini mărunte, să blochezi proiecte importante. Oamenii care așteaptă ca cineva să se opună actualei puteri vor să vadă că noi lucrăm împreună. Eu aș vrea să văd Mișcarea Populară împreună cu PDL, împreună cu Forța Civică, împreună cu PNCCD și de ce nu? După ce PSD va scoate PNL de la guvernare, poate într-un proiect, într-o nouă alianță cu PNL-ul. Și în felul ăsta să vii cu o alternativă care propune măsuri de creștere economică, de reluare a trendului ascendent al economiei, măsuri de creștere a numărului de locuri de muncă, măsuri prin care în mod real să faci ca oamenii să trăiască mai bine, propuse de un pol puternic care se revendică a fi de centru-dreapta doctrinar. Bun, în jurul căreia dintre formațiuni ar trebui să se construiască acest pol puternic? În jurul PDL-ului, care are în acest moment infrastructura logistică, e un partid vechi, care are dincolo de, eu știu, câteva proiecte importante, mă rog, în perioada în care a fost la guvernare, în primul rând logistica, fără de care nu se poate construi nici Mișcarea Populară, nici Forța Civică, nici chiar PNCCD-ul nu prea mai deține nici membrii activi și nici sediile, nici rețelele acelea din teritorii care știți foarte bine cât de importante sunt. Singurul în jurul căruia se poate construi este Traian Băsescu. Opoziția la PSD, polul de centru-dreapta, nu poate fi agregat, nu poate fi realizat decât în jurul lui Traian Băsescu. Este evident din tot ceea ce se întâmplă în acest moment, din tot ceea ce a reprezentat și reprezentat Traian Băsescu, că este singurul care poate aduce pe toată lumea la aceeași masă. Și sper să facă lucrul acesta și să se adune la un loc și PDL-ul, care are o istorie și are o infrastructură în teritoriu, dar care în acest moment are o strategie de distanțare prin conducerea pe care o are, de distanțare de Traian Băsescu, și Mișcarea Populară, care este o formațiune politică nouă, dar care se revendică din viziunea lui Traian Băsescu, și Forța Civică și PNCCD-ul. Deci singurul care poate uni toate aceste forțe politice, mai mari, mai mici, este Traian Băsescu. Cum vedeți realizabil acest lucru? Pentru că președintele a spus-o foarte clar după acel congres, își ia la revedere de la Partidul Democrat Liberal. Pe de altă parte, pentru ceea ce se întâmplase, președintele nu poate să-și ia la revedere de la partidul pe care practic l-a recreat. Însă, pe fondul acela s-a întâmplat la acele alegeri unde s-a fluturat în partid critica la adresa președintelui ca argument de campanie de către echipa domnului Vasile Blaga, pe fondul scandalului
cu număratul voturilor și modul în care au fost aduși oamenii în sală. Da, știu, am fost acolo, știu, da, că președintele a cerut renumărarea voturilor la un moment dat. Și-a supărarea și s-a despărțit cumva de PDL, așa cum este el astăzi și așa cum își are strategia asta de a fi în, cumva în opoziție cu președintele, cu Traian Băsescu. Dar rămâne apropiat de partidul pe care l-a recreat, partidul cu care a dus atâtea bătălii, de partidul cu care a guvernat în timp de criză. Partidul care a făcut o echipă și nu poate uita lucrul ăsta. Eu sunt convinsă că președintele, dacă și PDL-ul va da semnale că dorește, va construi cu PDL, cu Mișcarea Populară, cu Forța Civică, un proiect puternic de opoziție la USL. Trebuie să vă întreb și pe dumneavoastră cum ați privit revenirea în politică a lui Claudiu Palas, fost prefect al Constanței, unul dintre colaboratorii dumneavoastră, nu cred că ați făcut niciodată un secret din acest lucru, cât a fost prefect cel puțin. A existat o încurcătură la un moment dat la alegerile trecute, când trebuia așa să candideze, da, ba din partea PDL-ului, ba din partea, mă rog, UNEPR-ului. Până la urmă s-a dovedit că n-a fost tocmai bine, pentru că nici PDL-ul n-a câștigat, nici UNEPR-ul și orgoliile nu duc la nimic. Uitați cum orgoliile au stricat un proiect. Claudiu Palaz ar fi avut mult mai multe șanse dacă ar fi fost susținut atunci de către ARD, de către PDL. Domnul Palaz este un politician care știe să se lupte pentru un proiect atunci când îl are și eu mi-amintesc că în funcția de prefect a avut foarte multe războaie cu PSD-ul, cu domnul Nicușor Constantinescu, cu domnul Mazăre. Același războaie le-a purtat și Cristian Gigichiru, senatorul PDL, da, care conduce organizația de la Constanța, de care ați răspuns foarte multă vreme. Credeți că vor reuși să coabiteze, așa cum face președintele cu premierul, măcar? Bun, ei spre binele polului de dreapta. A trebuit să coabiteze mult mai bine, pentru că fac parte din același proiect de centru-dreapta. Eu cred că da. Pentru că dacă ajungi să pui interesul tău, orgoliul tău mai presus de un proiect politic atât de important, care înseamnă să răspunzi așteptării electoratului, nu faci un proiect politic că vrei tu, ci că îl cere electoratul. Dacă tu ignori ce-și dorește electoratul și nu-ți pasă să construiești un pol politic puternic pentru că ai tu orgoliile tale, atunci nu meriți să stai în politică, te retragi. Deci eu cred că vor putea să lucreze dacă se ajunge, și eu sper să întâmple asta, să Mișcarea Populară și PDL-ul să fie împreună. Spunea ieri într-o declarație pentru site-ul pesurse.ro colega dumneavoastră Roberta Anastase, întrebată fiind despre varianta Udrea la Cotroceni, că în procent de 60% decizia de a candida va aparține. Dacă veți fi sau nu pregătită, rămâne ca dumneavoastră să decideți. Eu cred că USL-ul se va rupe, va candida Victor Ponta de la PSD și atunci va trebui dreapta, dacă se merge pe refacerea alianței din 2004, sigur, poate sub un alt nume acum, se margă cu un singur candidat. Candidatul trebuie să fie omul care aduce cele mai multe voturi, omul care reușește să convingă cel mai mult electoratul că este în stare să facă ceva pentru cetățeni, pentru țară. La momentul acela sunt convinsă că, așa cum știu eu, partidul pragmatic va fi evaluat fiecare dintre cei care ar dori să intre în competiție și va fi trimis să se lupte cu partidul în spate sau cu alianța aceasta despre care vorbeam în spate, cel care reușește să adune cea mai mare încredere a cetățenilor. Bun, și o ultimă întrebare și vă mulțumim mult că ați răspuns invitației noastre. S-a schimbat viața dumneavoastră în ultima perioadă? Vă văd foarte zâmbitoare. Pare că da. Surprinzător, știți, eu cred în destin, nu sunt cu teoria predestinării neapărat. Nu studiez neapărat metempsihoza și teoria predestinării, dar cred că lucrurile totuși se întâmplă și peste voința noastră, pentru că remarcam că închid o etapă în viața mea, de la 30 la 40, politica am început-o la 30 de ani, se închide o etapă în cariera mea politică și începe categoric alta și mă simt pregătită să încep o altă etapă, de data asta de la un alt nivel, se închide o etapă în viața mea personală, pentru că am fost căsătorită tot de la 30 la 40 și de asemenea sunt pregătită să încep o altă etapă și în viața mea personală și cred că lucrurile au venit la timpul potrivit. Cred că s-a întâmplat așa cum
cum era bine să se întâmple. Sunt foarte multe piese legate de mare. Una dintre ele spune așa, că în vara asta o să mă îndrăgostesc. Credeți că s-ar putea să vi se întâmple aici pe litoral? O să mă reîndrăgostesc de politică, cu siguranță, nu că n-aș fi și acum, însă, așa cum vă spuneam, am o energie pe care o leg cumva de tot contextul ăsta în care mă aflu și de tot ce s-a întâmplat în ultimul an politic, să zicem, faptul că am tot ieșit de peste tot din toate funcțiile, am tot intrat în competiții de unde deci m-am retras. Există viață și dincolo de politică. Există viață în politică, de la capăt, chiar după 10 ani în care drumul a fost ascendent, a fost drumul partidului. Acum mă simt în stare să iau de la capăt în politică și, sigur, nu exclud ca și în viața personală să... Să existe un nou început. Lucruri spectaculoase, dar miza e tot, rămâne politica. Mulțumim mult că ați fost alături de noi în această seară în Arenă. Mulțumesc și dumneavoastră. Ne reauzim mâine. Toate cele bune!